venit la un nou daily vlog în care vă arăt chestiuni și noutăți. Noutăți care există deja și noutăți care sunt pe drum. La cele care există, fac referire, aceasta este noutatea, un nou uscător de rufe, așa îi spun eu, uscător de rufe, stender, măsuță de rufe, spuneți-i cum vreți, este de la Lidl, a fost soțul luni și a luat-o, l-a luat, cum vreți voi să spuneți, vertical. Asta pentru că mă săturasem să am ocupat absolut tot balconul. Deci, efectiv, tot balconul era ocupat de măsoiul ăla de rufe. Știți că folosesc uscarea tradițională a rufelor, cu dezumidificatorul, cu geamul deschis la balcon și cu uscătorul de rufe sau cu măsuța de rufe, ca să fiu mai explicită. Așadar, a fost și mi-a luat uscătorul acesta, a fost 90 de lei. Are aici și pentru umerașe. Vedeți? Cred că se vede. Așa. Este destul de mare, în cap o grămadă de rufe, deja l-am folosit. Acum mă duc să mai bag o mașină la spălat. Este miercuri astăzi, ca și context temporal. Am făcut o comandă, dar o să întorc camera să vorbim mai multe. Am mai făcut o comandă care ar trebui să vină mâine tot de ceva pentru casă și am mai schimbat ceva. Imediat. Vorbim despre toate imediat. Cred că vedeți pe undeva pe acolo prin spate lenjeria pe care am pregătit-o să o schimb mâine. Mâine, pentru că aș fi vrut să schimb astăzi, dar o să fac asta mâine, pentru că am comandat un aspirator anti-acarieni. Obsesia pentru curățenie continuă, așadar aplauze. L-am văzut pe internet la o tipă pe care o urmăresc eu, care e tot așa pe curățenie și chestii pentru casă, deși am spus că nu mai cumpăr atât de multe lucruri pentru casă și încerc să investesc și în alte lucruri în noi, în plăcerile noastre, dar uite că treaba asta cu lucrurile pentru casă face parte din investiția noi și în plăcerile noastre, pe de o parte. De la Xiaomi, Derma, de fapt de la Derma, este un sub-brand al brandului Xiaomi, să spunem așa, nu este foarte scump, am dat în jur de 264 de lei, de fapt încă nu i-am dat, mâine urmează să vină comanda și dacă vine vă arăt ce și cum, până atunci o să vă las fotografie pe aici, pe undeva pe ecran. Este vorba despre un aspirator pentru pat, saltele, canapele, fotolii, tot ce înseamnă tapiserie, pentru șezlongul meu de la balcon care este cu salteluța aceea, deci pentru lucruri de genul ăsta, nu este pentru covoare. Are putere mare de aspirare a prafului din interiorul acestor suprafețe, iar pe lângă asta, de ce este el antiacarien? Pentru că are lumină ultravioletă. Asta înseamnă că igienizează, cu ghilimelele de rigoare, după căpuțul meu, igienizează și combate acarienii care se strâng, știți, bată-i vina în aceste tipuri de suprafețe. Iar dacă aveți probleme și cu alergiile, cu atât mai benefic un astfel de aparat la casa omului. Pe lângă asta, cred că merită. L-am luat de pe lerato.ro, m-am uitat pe EMAG, am văzut cam ce e pe marketplace, că nu era nimic vândut și livrat de EMAG. Comandasem inițial la Vexio, dar am anulat comanda pentru că venea în peste 10 zile lucrătoare, nu l-aveau pe stoc, îl comandau la furnizor, ceva de genul acesta și n-am mai avut răbdare și am văzut pe marketplace, pe EMAG, că este comercializat de Lerato, bineînțeles mai scump, iar direct pe site-ul Lerato era 265 de lei, așa că am plasat comanda acolo astăzi, miercuri, deja am primit notificare de la curier că mâine se livrează, așadar aștept să văd ce și cum. Și am mai comandat încă un filtru pentru el, soțul mi-a spus să comand, că atunci când spăl unul să fie celălalt. Așadar, abia aștept să schimb mâine lenjeria și să iau toate canapelele, toate, două canapele la aspirat cu el. Salteaua, am schimbat și salteaua de la patul, de la dormitorul mare, cred că degeaba vă arăt, poate mâine, în momentul în care schimb lenjeria, vă arăt și salteaua. Da, mai degrabă așa, pentru că acum este patul făcut, e lenjerie pe ea și nu are niciun sens, dar o să vă arăt că a fost soțul în Dedeman, din Dedeman am luat salteaua și a fost soțul în Dedeman luni și mi-a luat și husă la saltea, 200x220 parcă, pentru că eu aveam acasă 180x200, iar pentru salteaua aceasta nu se potrivea sub nicio formă, am pus-o așa de formă ca să o protejez, dar nu se prea potrivea. Așadar am făcut niște schimbări așa de primăvară prin casă. Pe noi în fiecare an ne apucă schimbatul și cumpăratul lucrurilor, nu e renovare sau cine știe ce, dar încercăm să
fără ai din ce ai și să înfrumusețăm așa locușorul în care locuim. O să vă iau de pe trepied și o să vă arăt husa de la pat. O husă normală din Dedeman, dar până atunci vreau să vă arăt că am primit un colet de la Jaya. Am făcut o rutină pentru Instagram, adică am folosit deja produsele. O să vă las, e un praf aici și mă scoate din minți. O să vă las pe ecran pe undeva pe aici materialul pentru Instagram, dar am spus să vă arăt și aici produsele. Îmi place foarte mult mirosul lor, deci au parfum. Pe mine, repet, nu mă deranjează parfumul în produsele cosmetice. Asta pentru că nu am un ten sensibil. Am un ten destul de puternic, care duce, să spunem așa, dar este foarte gras. Dar n-am treabă cu parfumul, cu chestii de genul ăsta. Mi se pare că în skincare a devenit așa un soi de habotnicism. Aia nu e bine, aia altă nu e bine. Tot felul de păreri mai avizate sau mai puțin avizate. Eu nu emit judecăți de valoare cu privire la produse de îngrijire, că nu sunt dermatolog. Bun, avem aici un gel de curățare. Gama este vitamina C, B3 și niacinamidă de la Jaya. Pentru toate tipurile de piele, curăță impuritățile și deblochează porii, ne spun aici mai multe. O apă tonică sub formă de spray pe care o puteți folosi atât înainte cât și după machiaj, chiar puteți aplica deasupra machiajului fără probleme. Un ser, uite așa, care vine cu un, uite așa arată el, pe el focus, te rog. Și vine cu acest tip de aplicator punctator care te ajută să îl aplici direct pe zonele pe care îți dorești tu să îl aplici. Textura este super lejeră, fluidă, se absorbe imediat în piele. Deci îmi place. Și o cremă de față, Wake Me Up. Aceasta este, cred că are și SPF sau nu are? Să nu vorbesc aiurea, cred că nu are SPF. Dar și cu SPF-ul ăsta e un habotnicism exacerbat. Repet, nu emit eu judecăți de valoare aici, e bine să folosim SPF, dar acum sunt persoane care și dacă stai la bec în casă, trebuie să-ți pui o tonă de SPF pe față. Nu, eu sunt genul care îmi pun SPF pe față în cantitate mai mare și cu o valoare mai ridicată în momentul în care mă expun la soare. Dacă stau acum în fața voastră la lumina LED-urilor, nu consider eu acest profan neavizat că trebuie să-mi pun un kilogram de SPF. Știu persoane care n-au purtat SPF în viața viețișoarei lor și au un ten absolut minunat. Bineînțeles, cazuri fericite, trebuie să purtăm SPF, e principalul factor anti-îmbătrânire al tenului, deci prevenim foarte multe lucruri, ferească Dumnezeu boala aia gravă pe care nu vreau să o pronunț eu, de piele, îmbătrânire și așa mai departe, dar toate și în skincare ca în viață trebuie făcute cu măsură. Dacă suntem habotnici pe un anumit subiect, nu mi se pare că rezolvăm mare lucru. Deci Wake Me Up, cremă, poate fi folosită cu succes ca bază de machiaj, că chiar am folosit-o într-o dimineață și mi-a plăcut, stați să vedem cum, ca să puteți voi pune pauză și să citiți aici ce spune treaba. Bun, cam asta voiam să vă arăt pentru ziua de astăzi. Hai să vă iau de pe trepied să vă arăt husa, că am atârnat-o, știți unde am atârnat-o? De stepperul meu, unde mai usuc eu cearșafuri, care este problema. Soțul îmi spune, dar e uscător de rufe sau e stepper? Adică este și, este polivalent. Tot ce am eu în casă este de o polivalență extraordinară. Deci eu mai usuc cearșafuri pe stepper. Hai să vă arăt husa. Iar mâine abia aștept să vină aspiratorașul meu pentru acarieni și vă spun cam care este treaba cu el, dar să vină. Asta este ideea. Până atunci, cred că v-am lăsat deja în cadrele anterioare, adică în cadrele anterior, v-am lăsat fotografie cu tot ce am luat. Cu zgomotul roboțelului meu v-ați obișnuit deja. Este joi astăzi, ieri nu am mai filmat nimic, nici nu mai știu ce am vorbit. Ieri cred că v-am spus că așteptam aspiratorul pentru acarieni, care a venit, cel de la Derma, un sub-brand al brandului Xiaomi, practic. M-am chinuit eu aici pentru că nu am mai avut răbdare să-l aștept pe soț acasă și l-am montat eu.
Astăzi este joi, așa cum v-am spus, și este mare zi de curățenie la mine, asta pentru că mâine, vineri, bine, la mine când nu este zi de curățenie, la mine e zi de curățenie constantă, dar mâine aș fi schimbat lingeria, însă mâine sunt la cea de-a treia ședință de epilare definitivă și durează vreo 3 ore, iar când o să ajung acasă seara, nu o să mai am chef de nimic. Așadar, astăzi se întâmplă toată treaba. Acesta este roboțelul Derma Mite Vacuum Cleaner CM1300W. El a venit partea asta separat. Partea aceasta separat. Ce ai, mă? Roboțelul se împiedică de prag. Aici el are lumină ultravioletă cu treburile astea gri pe care le vedeți bate în suprafață astfel încât să scoată praful. Deci farfurioiul ăsta îl montați voi, se montează foarte ușor, dacă m-am descurcat eu care sunt atehnică, înseamnă că este în regulă. Mai vine cu periuțele acestea pentru diverse alte spații, iar eu separat am mai luat la recomandarea soțului încă un filtru să avem, iar asta jur că nu știu ce este și unde ar fi trebuit să intre, cred că ar fi trebuit să intre și ea undeva, nu știu, o să mă uit în manual să nu fac vreo nefăcută. 265 de lei a fost, o să-l folosim și vă arăt ce și cum. Să termine roboțelul în dormitor, să vă arăt și salteaua, că eram datoare cu treaba asta ieri, dar abia aștept să vedem ce poate să facă nebunia asta. Asta în felul următor. L-am montat, el este cu fir, firul este destul de lung, să știți. O să vă surzesc acum puțin ca să vă dați seama și de zgomot, după care o să continui eu toată treaba. Un buton, o singură treaptă și cam acesta este nivelul de zgomot și pur și simplu mergeți, acum se văd și urmele, umbrele, nu urmele, mergeți pe suprafață, iar în interior veți vedea, nu știu cât se vede, că abia am început, prăfișor. Iar de desubt, vedeți, lumina ultravioletă, cam asta e. Am aspirat frumos canapeaua, am dat jos păturelele acestea pe care le-am schimbat ieri, am aspirat cu dumnealui și pernele toate. Să știți că ursuleții ăștia, adică plușurile, nu prea merg cu farfuriuța asta. Cred că merg cu ustensilele astea alte, respectiv acestea, dar pe mine mă interesează lumina ultravioletă, care se regăsește doar în acea ustensilă. Așadar, o să-l lăsăm pe dumnealui aici, nu am mai filmat, că mi-e greu să mă filmez în timp ce fac curat. Cadrele anterioare au fost de exemplificare. Îl lăsăm aici, vedeți că are firul destul de lung și mergem în dormitor pentru că vreau să vă arăt eu salteaua. Am dat la o parte tot de pe pat și vreau să schimb lenjeria, dar ca să schimb lenjeria vreau să vină soțul acasă să pună husa aceea de la Dedeman. O să vă arăt când o să fie pusă pe pat, să știți, dar vreau să vă arăt salteaua. Aceasta este, nimic special, este și cu spumă cu memorie și ortopedică și cu arcuri și este tratată cu aloe vera, din câte am înțeles. Brandul este Bien Dormir Aroma 22, parcă, dacă nu mă înșel. Dormim destul de bine, dar să știți că este destul de înaltă. Este înaltă. A noastră este 160x220 sau 160x200. Uite că nu știu exact, iar la cearșafuri ni se potrivesc 200 ori 220 pentru că luăm în considerare și marginile. Margini care sunt destul, dar destul de înalte, este mai înaltă decât cea pe care o aveam deja și cu ocazia asta m-am achitat.
respectat, cu ghilimelele de rigoare, de datoria de a vă arăta și salteaua înainte să îi pun lenjeria. Se simte atât de bine să dormi pe o saltea proaspătă și nouă. Nu vă zic, somnul este super odihnitor, deși soțul se trezește de 100 de ori pe noapte de când am schimbat salteaua, că el se obișnuiește cam greu cu lucrurile noi, dar a zis că doarme bine, doar că se trezește de foarte multe ori. Da, v-am arătat și salteaua. Mă apuc să o aspir și pe ea, deși e nouă, vreau să dau cu ultravioletele alea și pe ea. Obsesiile, știți. De aspirat salteaua, am terminat de aspirat pernele pe care le-am pus aici, sunt pe lila, pe primăvară. Aceasta este husa fetelor, deci efectiv cum am luat-o de pe sârmă, așa am pus-o aici. 100% bumbac, uite, produs în Turcia, în fine, griul ăsta șobolănel cu elastic, 200x220 este ea, iar aici am pregătit cearșaful. Lenjeria am primit-o cadou de la nașa de Crăciun, parcă, și mai vine cu două fețe de pernă mai mari, are treburile astea. Este șifonată, credeți-mă pe cuvânt că nu am călcat niciodată lenjerii și nici nu am de gând să le calc, mi se pare o risipă de timp, de energie. Puteți să mă faceți leneșă cum vreți voi, dar chiar nu calc lenjeria în condițiile în care ne vom sui și se va șifona, adică chiar n-are niciun sens. Uite, o dezinfectez cu UV dacă este cazul, oricum la mine nu se pune problema de dezinfectat sau de mizerie, dar da, aștept soțul să punem husa, care nu arată prea bine mototolit așa, dar o să arate bine pe saltea, zic. Că vă arăt cum arată husa și pe pat, deși nu e mare lucru. Se potrivește la fix, asta este toată treaba. Iar ce vedeți voi aici în mijloc, știți ce sunt? Coarnele de la stepper, pentru că l-am întins pe stepper. De asta au rămas coarnele acolo, dar se vor duce ele. Cert este că a intrat foarte bine, a scos-o soțul meu de pe cadrul patului și a putut să pună colțurile cum trebuie. Foarte mulțumită. Acum să punem și cearșaful, dacă tot. Gata și cu lenjeria. Movul acesta lila este atât de frumos și se potrivește cu ce mai avem noi pe aici, pe pereți prin dormitor, și pernele arată foarte bine. Și vreau să vă zic că am aspirat și cearșaful acesta, chiar dacă el este curat de pe sârmă, și a venit soțul acasă, mi-a golit odată ăsta și uitați-vă ce a ieșit de pe cearșaful curat, da? Deci el este curat. Din țesătură, din pisicii mei, din ce? Dar uitați-vă ce este aici. Doamne! Da, sunt foarte încântată de dumnealui. Dacă mă întrebați dacă merită, merită. Astăzi nu ne vedem la față, că nu avem nimic de văzut. Extraordinar. Important era să vă arăt ce am de arătat. Da, mă duc să fac și eu o baie. Este soțul la baie acum. După merg eu, pentru că astăzi trebuie să folosesc și rama de ras pe zonele pe care le voi trata mâine cu epilare definitivă. Așadar, ziua nu se termină aici. Este ora 7. Seara! Vineri astăzi, finally, mă pregătesc să merg la cea de-a doua, a treia, pardon, ședință de epilare definitivă astăzi. Deci merg acum să mă pregătesc, merg să fac un duș, dar am spus să deschid camera să vorbesc cu voi și nu știu cum se întâmplă că de câte ori deschid camera trebuie să am ceva rufe pe pat. Am de împăturit și rufe, bineînțeles, pentru că spăl în continuu, dar zic înainte să merg să fac duș și să mă pregătesc, zic să deschid camera, să vorbesc un pic cu fetele, ca acest daily vlog să aibă așa un soi de continuitate. L-am început marți, astăzi este vineri, am filmat aproape în fiecare zi câte puțin, ați văzut ieri că v-am arătat aspiratorul pentru acarien cu lumină UV de la Derma, care îmi place foarte, foarte mult, chiar acum am de gând, înainte să intru în duș, să merg să
aspir și pilota, pentru că ieri am spălat-o și n-am mai avut timp să stau să mă ocup de ea, să o și aspir, așadar o să mă ocup astăzi. Ce voiam să vă arăt este că trebuie să-mi fac și unghiile, le-am scurtat pentru că se rupseseră și mă cam dor, dar nici răbdare nu am să stau cu ele așa, deci nu, mi se pare că nu am degete, că îmi lipsește ceva, deci în seara asta trebuie neapărat să rezolv și manicura. Poate ajung și pe la mall să-mi iau o nouă oje semi-permanentă. O să vedem, o să vă arăt dacă ajung sau nu. Cert este că astăzi este vineri, este cheat day, așa că oricum va trebui să ajungem undeva să luăm ceva bun de mâncare, așa cum facem noi în fiecare vineri. Vreau să vă arăt lănțișoarele. Știți că vă spuneam eu la un moment dat că vreau să fac așa un soi de layering din lănțișoare. Și mi s-a pus mie pata în ultima perioadă pe auriu, respectiv, dacă îmi place auriul, respectiv pe aur. Fără nicio undă de snobism sau egocentrism, sunt eu așa într-o perioadă în care am renunțat la argint, am scos tot ce am avut argint pe mine. Îmi place Pandora în continuare, dar sunt într-o perioadă a auriului și a aurului. Nu știu cât o să mă țină, dar îmi place cum mă prinde pe mine auriul. În fine, și-am făcut layering-ul, stați să vă dau un pic mai în față, din aceste trei lănțișoare. Acesta pe care mi l-a luat soțul de 8 martie, care este mai focus. Te rog. Pune focus pe gura mea în loc pe gât. Hai mă. Te rog frumos. Așa. Așa, sper. Acesta pe care mi l-a luat soțul de... Și ce ciudat se vede numai bine, vă dau eu frumos așa la locul vostru. Că e jale. Nu-mi place cum se vede așa de aproape. Deci acesta pe care l-ați văzut voi cu infinitul și cu cruciuliță, pe care mi l-a luat soțul de 8 martie, acesta pe care mi l-a luat cu ocazia celor 15 ani de căsătorie, pe care mi l-a luat de la Taylor înainte de anul nou, și l-am scos și pe acesta de la Naftalină, care este mai lung. Bine, el era foarte, foarte lung. Este o moștenire de la străbunica, practic mi l-a dat mama cu multă, multă vreme, cred că în momentul în care... Nu știu, eram studentă, nu știu, nu mai țin minte, dar oricum sunt foarte mulți ani de când este la mine și l-am și lipit de vreo 2-3 ori. Vedeți aici că are o lipitură pe care bijuteria mi-a făcut-o în dorul Eli. Cred că l-a lipit cu cupru, cu nu știu ce, că se cam înegrește treaba, dar am spus să-l port. Este un aur de foarte bună calitate, de acum cred că are... Eu cred că are mai bine de 100 de ani lanțul ăsta, pentru că și străbunica, din câte știu eu, îl avea tot așa moștenire de familie. În fine, este foarte, foarte vechi și are o valoare foarte, foarte mare pentru mine. Are cruciulița aceasta. Uite așa. Sper că o vedeți voi acolo. Și aseară mi-a dat prin cap, zic, ia să-l pun la gât, pentru că aveam de gând să-mi iau un alt lanț pentru această cruciuliță și mai am o cruciuliță, dar am spus că până mi iau alt lanț, mi-am tot luat în ultima perioadă lanțuri, adică să mai punem frână, zic, o să-l folosesc pe acesta și îmi place foarte mult cum se vede acest layering de care vă spuneam, de 3, de la cel mai mic la cel mai mare. Asta visam eu, asta aveam în cap, deci misiune completă. Și vreau să vă spun despre parfumul ăsta de la Zara, Red Temptation, pe care l-am folosit în ultima perioadă. Nu știu dacă v-am mai vorbit de când l-am cumpărat sau nu, chiar nu mi-amintesc. L-am folosit, vedeți aici. Îmi luasem varianta asta de 30 de ml. Nu o să mă mai parfumez acum pentru că o să intru în duș, dar după ce ies din duș o să-l folosesc. Îmi place mult. Persistă destul de bine, în jur a 5-6 ore, deci nu are... caracteristici așa exagerate, să zici că mamă, persistă cum persistă cannabis, de speli rufele și el încă persistă. Nu, dar pentru cei 45 de lei pe care i-am dat pe 30 de mililitri, face toți banii. Și mă tot uit în ultima perioadă pe TikTok la videoclipuri cu parfumuri de la Zara, după ce sunt dupe, cum, ce fel, și mai am pe listă câteva, așadar o să mai vedeți parfumuri de la Zara la mine. Dar până atunci, am crezut că are particule ceva, dar nu. Dar până atunci chiar mă bucur de acesta și îmi place mult, mult de tot. Știu că vă spusesem atunci, după ce îl testasem în Zara, că mi se pare că este aproape la fel ca Aristocrat. Nu, Aristocrat, doar Aristocratul de la Ajmal are performanțe mult mai bune și are nota aia mai
puternică de stomatolog, cu ghilimelele de rigoare, pe care o are parfumul după care este inspirat, adică Baccararus 540. Acesta este, are pregnantă nota aceea zaharicioasă, de vată de zahăr, zahăr pur și simplu, zahăr caramelizat, cremă de zahăr ars, acolo este nota principală, nu cea de stomatolog, pe care bănuiesc că o știe toată lumea din Baccararus. Da, opa, dărâm biroul. Cam acestea au fost update-urile zilei. Mă pregătesc și la după amiaza în programare, la epilare definitivă. Abia aștept, pentru că rezultatele, așa cum v-am spus de fiecare dată, nu au întârziat să apară de la prima ședință și pentru mine chiar este lucrul pe care l-am făcut, unul dintre cei mai buni ani, unul dintre cele mai bune lucruri pe care i-am făcut în ultimii ani, pe care l-am făcut în ultimii ani pentru mine. Dumnezeule, până leg o frază așa cu logică, 100% durează ceva, mai ales după zi de lucru, așa cum știți. Gata, vă las, mă duc să mă demachiez, să mă schimb, adică să fac duș, să mă schimb și să plecăm.